Bună seara, cum te numești, de la ce echipă ești? Bună seara, sunt Dan de la Becău. Cum a fost meciul din seara asta? Meciul din seara asta a fost un meci foarte greu, poate cel mai greu de până acum din campionat. Mă bucur că am câștigat. Despre prima repriză ce ne spui? Prima repriză a fost o repriză mai mult la discreția lor, au avut foarte multe șuturi pe poartă. În primele 10 minute nu prea ne-a ieșit nimic, prima jumătate de repriză nu știu dacă am avut un șut pe poartă. A fost o repriză mult pentru ei, a doua repriză a fost un pic mai bună a noastră, dar prima repriză a fost pentru ei. Ce anume crezi că v-a avantajat astăzi? Cred că ne-a avantajat faptul că au rotat foarte mult. Noi am alergat destul de bine, am fost compact și ei la fel. Am avut și un pic de noroc, ei au avut puțin la început, noi am avut puțin la sfârșit. Nu știu dacă am avut un avantaj clar ceva pentru noi, dar a fost echitabil. Arbitrajul cum vi s-a părut? Arbitrajul ca de obicei, nu reproșăm nimic. Obiective pentru acest sezon? La fel ca și până acum, ne distrăm. Mersi frumos, o seară frumoasă. Și eu vă mulțumesc mult, salutăm și sponsorul nostru, Tac Biliard, Leonard Dobre, și salutăm pe toți, baftă, multă baftă. Mersi, salut.